Cum a reacționat dacă te-ai întâlnit cu fostul iubit la un eveniment, deși sperai că nu-l vei mai vedea vreodată? Eu pot să zic că sunt destul de matură și l-aș saluta și atât. Bun. Eventual dacă mă întreabă ceva, bla bla bla, dacă nu, ei bine, celebritățile știu exact ce înseamnă o întâlnire penibilă. Cât de ciudată a fost interacțiunea cu foștii iubiți, aflați chiar acum. Ce este mai ciudat decât o întâlnire cu fostul iubit și o interacțiune destul de stângace cu acesta? Ei bine, prin astfel de întâmplări, mai mult sau mai puțin penibile, au trecut și vedetele de la Hollywood, care credeau că relația cu fostul este un capitol închis. Însă, ce să vezi, el apare ca din senin și le dă lumea peste cap. Astfel de pățanii au avut Miranda Kerr și Orlando Bloom, care la doar câteva luni de la divorț, în timpul unui interviu pe care i-a acordat la petrecerea Vanity Fair de Oscaruri în anul 2014, Orlando apare ca o floricică, se apleacă spre ea, îi spune că arată minunat și o pupă pe obraz. Mai mult extrem de interesat de cum se simte Miranda, actorul o întreabă dacă este totul bine, iar ea, extrem de timidă, răspunde da și continuă interviul. Charlize Theron și Sean Penn păreau că trăiesc o poveste de dragoste promițătoare, însă visul frumos a terminat după doar 2 ani, deși erau logodiți. În anul 2015 și-au spus adio cu scandal și nu au rămas în relații prea bune, însă drumurile vieții i-au adus din nou împreună, dar nu precum un cuplu, ci ca partener de platou. În 2017, cei doi s-au întâlnit la realizarea filmului The Last Face și au decis că nu vor să aibă de-a face unul cu celălalt sub nicio formă, așa că s-au evitat. Și Sofia Vergara și Nick Loeb s-au despărțit cu scandal. Între ei, situația a fost extrem de ciudată, pentru că Nick a dat-o în judecată pe Sofia în timp ce forma un cuplu, din cauza că acesta își dorea să folosească embrionii congelați și concepuți pe vremea când erau într-o relație. Procesul a durat destul de mult, iar relația amicală dintre ei este inexistentă. La doar câteva luni de la despărțire, cei doi au dat din nou nas în nas într-un moment extrem de jenant pentru actriță. Pe covorul roșu la un eveniment, Sofia se lăuda cu iubitul ei de atunci, Joe Manganiello, așa că Nick a vrut să-i strice momentul și s-a băgat în cadru unde făcea tot felul de fețe. Elegantă, Sofia l-a ignorat complet. În 2003, Nicole Kidman și Lenny Kravitz se logodeau, însă pe atunci Nicole nu era prea sigură de faptul că își dorește o familie cu celebrul muzician, ceea ce a dus la o despărțire. În 2006 însă Nicole avea să se mărite cu Keith Urban, iar în 2013 a venit și întâlnirea neașteptată cu fostul iubit, Lenny. Nicole și Keith au dat nas în nas cu muzicianul pe covorul roșu de la CMT Awards, însă totul s-a desfășurat extrem de civilizat. Au făcut o fotografie împreună, însă Lenny nu s-a putut abține să nu o țină de mână pe Nicole chiar în fața soțului ei. Cert este că restul serii s-a desfășurat normal, fiecare văzându-și de treaba lui.